Multă lume îl cunoaște ca moderator de emisiuni și petreceri. Însă puțină lume îl cunoaște pe Andrei Porubin, colecționarul de chibrite. Colecția lui numără peste 700 de cutii de chibrite dintr-o sumedenie de țări ale lumii. Pasiunea de a colecta cutii de chibrituri i-a apărut pe la sfârșitul anilor 80, pe când făcea bișnițe în Polonia. Aștepta la vamă, pe atunci fuma, așa că ieșise la o țigară, dar își dăduse seama că nu are cu ce își aprinde țigara. M-am apropiat de un grup de bărbați care stăteau și ei în vamă, erau străini. Am înțeles că sunt nemți. Cel puțin cel care m-a servit cu un chibrit era nemț. Cutia asta este, de la ea a început toată povestea necazurilor mele cu chibritul. Tipul a observat că mi-a furat privirea cutia și m-a întrebat în engleză dacă îmi place. Și a zis că da. Și mi-a făcut o cadou. Deci atunci am înțeles că, băi, pe lume există și alt fel de chibrituri decât cele pe care le știu eu în copilărie. Andrei Porubin are o colecție impresionantă de peste 700 de cutii și fiecare cutie pentru el este unică și reprezintă o poveste aparte. Soția mea a mai ars câteva cutii, este adevărat, pe parcurs, când locuiam la cămin și nu avea cu ce aprinde focul, fura câte o cutioară din colecții, dar eu le știam, bine că acum sunt peste 700, cred că, poate mai mult. Atunci le știam pe fiecare în parte și acum le cunosc pe fiecare în parte, mai ales cele mai deosebite, așa, uite asta care e dintr-un bar, uite, sunt chibrituri care se rup, dintr-un bar cu muzică jazz. Sau cutia asta care este adusă din Spania cu un dans flamenco pe ea, un basorelief. Chibriturile pe care le are colecționarul sunt de diferite dimensiuni, de la minuscule până la câțiva zeci de centimetri. Iată, cele mai mici deocamdată chibrituri pe care le am în colecție sunt astea. Sunt de la Berlin. Le-am cumpărat în Germania, în vara anului trecut. Cele mai mari deocamdată chibrituri sunt astea și astea pe care mi le-a trimis prietenul meu Mihai Țărnă de la Paris. Astea sunt de 29 de centimetri lungime. 28 de centimetri lungime. Sunt chibrituri în special pentru cămin. Din lemn frumos. Andrei Porubin are chibrituri de pe întreg mapamondul, din Spania, Rusia, Germania, dar și din țări mai îndepărtate, ca Senegal, Egipt, Japonia, Singapore, Cuba. Colecționarul are și câteva cutii din Pittsburgh, Statele Unite, de la Muzeul lui Salvador Dali și din Praga, de la Casa Muzeului lui Franz Kafka. Nu am numai din Antarctida chibrituri, dacă ei se folosesc de chibrituri acolo. Din Australia încă nu am chibrituri. Dar din America de Sud am, erau undeva chibrituri braziliene, ciliene, din Canada aveam chibrituri, adică de pe toate continentele, în afară de astea două. Colecționarul spune că a avut un mare noroc de a intra în posesia unor chibrituri de colecție, special emise pentru a marca ceva sau care au o anumită tematică, care sunt foarte rare după părerea lui. Eu mă pot lăuda cu o colecție, cu un set de chibrituri, rarisime probabil, ediția anului 1957, emise special pentru Festivalul Tineretului și Studenților de la Moscova. Această colecție a fost dăruită de un fost vecin, colecționar și el pe vremuri, care a vrut să încredințeze unor mâini bune ceea ce a mai rămas din colecția sa. Astea sunt chibrituri cu fotografii și secvențe din filmul Război și Pace al lui Bondarciuc, care a luat premiul Oscar. 50 și ceva. Chibrituri cu emise specială, astea sunt de colecție, emise special către aniversarea a 60-a de la crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu imaginile, desenele clădirilor sau acelor mai importante locuri din Chișinău și din Moldova. Colecția de chibrituri mai conține mostre de aparataj radio și TV sovietic, diferite specii de animale din Cartea Roșie și imagini cu diferite rase de câini. Grosul colecției aici, de fapt, în această cutie. Cineva din prieteni zicea, hai pune-le pe perete undeva ca să le vadă lumea. Zic, îți imaginezi ce-ar fi dacă le-aș pune pe perete?
cât praf ar strânge ele. Atunci când mi-e dor de ele, aduc cutia de la debara, o deschid, le aranjez, mă uit la ele, le studiez, adică îmi mai amintesc de ceva, îmi amintesc cum am fost acolo sau dincolo. Andrei Porubin spune că, în mare parte, numărul mare de cutii de chibrituri pe care le are, le datorează prietenilor și surorii lui, care îi cunosc pasiunea și îl ajută să-și sporească colecția. Am un prieten actor la Teatrul Luceafăru care mă sună într-o zi și zice: Andrei, am ceva foarte important pentru tine. Zic, ce? Chibrituri. Zic, da. Băi, și m-am dus la bunica acasă, am deschis sertarul într-un dulap vechi, vechi, vechi. Și am găsit niște cutii de chibrituri de prin 50, de prin 66, 65. Zic, dă-le încoace. Zic, le-am adus. Și m-am întâlnit și mi-am mânat. Adică, uite, eroic bunica lui mai păstra chibrituri de prin 60. Asta s-a întâmplat acum câțiva ani. Andrei Porubin spune că colecționarea cutiilor de chibrituri îl ajută să rămână copil în suflet. Lucru mult dorit de maturi, dar imposibil pentru cei mai mulți din noi. Ilar, e hazliu. Miroase a copilărism toată povestea asta, dar maturii câteodată sunt prea serioși. Maturilor le lipsește chiar cronic exact un pic de copilărism în ceea ce fac. Dacă am ști să ne aplicăm urechea și să ne uităm la și ochiul, la modul de a înțelege lucrurile și de a trece prin viață al copiilor mai mult, am învățat multe lucruri utile.